Am revenit la Bradu cu duelul dintre FC Argeș și Concordia Chiajna, de această dată la categoria de vârstă sub 17 ani. Formația antrenată de Florin Drăgușin debutează și ea în acest sezon. Am văzut mai devreme duelul dintre FC Argeș și Concordia Chiajna din Liga Elitelor, câștigat de Ilfoveni cu scorul de 2 la 1. Sperăm ca cei under 17 să-și răzbune colegii. Începe în acest moment partida, să facem cunoștință și cu loturile celor două echipe. Începem cu oaspeții de la Concordia Chiajna. Antrenorul Claudiu Ionescu începe în poartă cu Alexandru Berci, jucători de câmp Marian Dragomir, Done Andrei, Sergiu Popescu, Andrei Radu, Alexandru Dinache, Eduard Vasile, Lucian Iacovache, Eduard Moise, Bogdan Constantina și Darius Mocanu. De partea cealaltă, antrenorul nostru Florin Drăgușin începe în poartă cu Willy Wagner, jucători de câmp Iosifescu, Andrei, Darius Stan, Nicolas Văduva, Rari și Ivan, Văduva Radu, Ionică Mihnea, Eric Nistor, Coarnă Mihai și Ionel Andrei. Între timp a intrat și soarele în nori. La aceeași oră cu această partidă au început și celelalte partide ce se joacă în seria de est. Spuneam și meciul trecut că FC Argeș a fost mutată din vest în est, acolo unde va întâlni cele mai puternice academii din țară. Este prima confruntare directă între FC Argeș Under 17 și Concordia Chiajna. Andrei încearcă o minge în adâncime. Și un șut aici. A fost șutul lui Eric. A prins Alexandru. A jucat scurt acolo Dragomir pentru portarul Alexandru. Iată-l din nou pe Dragomir, capitanul echipei Ilfovene, în acțiune. Pasă în adâncime încercată de Dragomir. Prinde Wagner. Jucătorii noștri au disputat două amicale înaintea startului de sezon. Au făcut un egal cu Rapidul și au reușit să învingă pe Universitatea Craiova cu scorul de 6 la 4. Iată-l pe Dragomir. Urcă Dragomir, vine șutul lui Dragomir pe lângă poartă. Iată unde a ajuns fundașul central al Ilfovenilor. Actuala campioană la această categorie de vârstă este Universitatea Cluj. Alexandru Dinache pierde balonul și protejează foarte bine acolo Mihai. A fi repunere pentru FC Argeș. În teren pentru FC Argeș se află și o pereche de frați, este vorba de frații Văduva. Jucători cu numărul 70, respectiv cu numărul 5. Repunere pentru Chiajna. Repune Eduard Vasile, fundașul drept al Ilfovenilor. Ne descurcăm bine. Duelul de carilor la mijlocul terenului. Recuperăm foarte bine acolo prin Andrei. Avea repunere de la margine. Faultat aici Mihai. Arbitrii acestei partide sunt Bădoiu, Marius Daniel, ajutat la cele două tușe de Angel Laurențiu și Bănică Octavian Marian. Arbitrul de rezervă este Iacob Costinel, toți din Craiova. Practic aceiași arbitrii care au fost și la meciul trecut. Minge pentru Stan. Stan a încercat să-l caute pe Nistor.
Acela Stan repune de la margine, a ieșit Manolo la pasă. Nu, n-a fost, a fost Mihnea. Stan. Acum este Adriano. Adriano scoate o aruncare de la margine. Se pregătește Darius să repună. Fault în atac. În sezonul trecut, echipa noastră a terminat pe locul al șaselea în sezonul regular cu 5 victorii, 3 înfrângeri și 3 egaluri. Iar în play-off a încheiat pe ultimul loc, tot pe locul al șaselea, cu o victorie și 9 înfrângeri. Este de precizat că în această serie sunt 12 echipe. Primele 6 intră în play-off, iar ultimele în play-out. Foarte bună trecerea aici a lui Radu. Radu deposedat de Mihnea. Anul trecut băieții ce evoluează acum pentru FC Argeș Under 17 a evoluat pentru Under 16 sub comanda aceluiași antrenor și au terminat campionatul pe locul al șaptelea cu 6 victorii, un egal și 4 înfrângeri. Un fault aici. A fost faultat Eric. Se schimbă direcția de atac. Pasă în centru. Faultat. Acum a fost Eric. Mai devreme a fost Nicolas. Stan joacă în spate până la Rareș. Iosifescu pasă pentru Nicolas. Nicolas pierde balonul. Recuperăm prin Stan. Vedem o dominare teritorială a piteștenilor în acest start de meci. Lovitură de cap al lui Adriano. În brațele portarului Alexandru. Vedem un meci total opus la această categorie de vârstă față de ce am văzut puțin mai devreme. Atunci Concordia Chiajna a fost echipa ce a dominat partida. Pe final a fost o presiune pusă de jucătorii noștri, dar nu am reușit să egalăm. Dragomir. Recuperează Chiajna la mijlocul terenului. Trebuie să fim atenți aici. Stan, minge în adâncime spre Adriano. Adriano, l-a sărit mingea pe Dragomir. Adriano în careu, Adriano. Aplaudat Adriano. A fost acolo Moise, cel care l-a blocat pe atacantul nostru. Iar aici Radu îl faultează pe... Aici Radu l-a faultat pe Darius. Dragomir. Dacă la margine spre Sergiu. Din nou Dragomir. Vedem urcă foarte mult capitanul ilfovenilor. Încearcă Concordia să schimbe direcția de atac. Dar FC Argeș face un pressing foarte bun și... Cei de la Chiajna se nevoi să întoarcă mingea la propriul portar. Din nou Dragomir. Dragomir pasă în adâncime, respinge Nicolas. Avem și o mică galerie aici. Faultat jucătorul nostru cu numărul 9, Ionel Andrei. Wagner trebuie să depărteze pericolul. Darius minge spre Adriano. Dragomir de această dată stă mai bine și nu-l mai sare mingea.
Și șut peste poartă. Șutul lui Mihnea. Minutul 10 al partidei. FC Argeș și Concordia Chiajna se află la egalitate 0-0. Dragomir la margine pentru Sergiu. Sergiu. Stă bine Darius. Faulta Radu de Darius. Stan. Încearcă FC Argeș să desfacă pe margini. Pasă frumoasă cu călcâi acolo a jucătorului de la Concordia. Recuperăm și o șansă foarte bună. Mihnea! Vine centrarea lui Mihnea spre Adriano. A respins Lucian. Și e primul corner al partidei pentru FC Argeș. Execută de pe partea stângă Mihnea. Mihnea, e bună centrarea! Se încurcă acolo Andrei cu propriul jucător. Încă un corner pentru FC Argeș, de această dată de pe partea cealaltă. Execută același Mihnea. Nu s-au înțeles acolo Eduard și Andrei și Alexandru. Să vedem o nouă execuție a lui Mihnea. Mihnea! Iese Alexandru. Putea fi un ricoșeu favorabil pentru FC Argeș și șansă de contraatac pentru Chiajna. Ce intrare foarte bună aici a lui Radu. Asupra lui Andrei Radu. Respinge Rareș. Nouă repunere pentru Chiajna. Repune Sergiu. Sergiu, mingea sare la Radu. Vine din spate foarte bine Eric și-l ajută pe Stan. Radu încearcă să joace din prima. Mingea la Bogdan Constantina, de carul echipei. Recuperăm și minge spre Adriano. Dar aici prinde fără probleme Alexandru. Degajat Mihai acolo. Recuperăm pentru moment. Eduard. Ajunge la Wagner, atenție! Radu joacă pentru Darius. Darius întoarce pentru Sergiu. Sergiu a încercat un dribling în fața lui Eric, dar Eric scoate aruncarea de la margine. A stat foarte bine mijlocașul nostru de bandă. Rareș pentru Wagner. Minge la Mihai. Mihai joacă la margine. O nouă greșeală aici, recuperează din nou Ilfoveni pentru moment. Se replează bine. S-a repliat bine acolo Andrei. Lovitură liberă pentru FC Argeș. Execută Mihai. Mihai îl caută pe Eric, respinge Dragomir. Radu, Dragomir, spațiu pentru Dragomir, stă foarte bine din nou Eric,
Dragomir joacă în centru pentru Constantina. Asta la margine. Recuperăm din nou. Nicolas. Faulta Nicolas, se lasă legea avantajului. Andrei pierde la mijlocul terenului fața lui Constantina și șansă bună pentru Chiajna. Nu se dă faul la această fază, a exagerat acolo puțin jucătorul ilfovenilor. Este vorba de Darius, a fost în duel cu Mihai. Manolo. A ieșit bine Dragomir în fața lui Adriano. Recuperăm prin Mihnea. Mihnea pentru Andrei. Andrei 1-1 acolo cu Vasile. Ajează Dragomir, Mihai, Andrei protejează bine capitanul echipei noastre. Nu reușește Eric acolo să preia balonul. Mihnea. Faultat Adriano. Lovitură liberă pentru FC Argeș. Stan. Pentru Eric, acțiune pe partea dreaptă a formației noastre. Eric a încercat să-l găsească pe acela Stan. Ne batem bine și recuperăm balonul. Andrei, bună pasă. Nicolas poate centra, vine centrarea deviată. Adriano! Apără Alex. Prima mare ocazie a formației noastre. A fost ocazia lui Adriano. Minutul 17, așadar notăm prima ocazie a formației noastre. Dragomir. Joacă la margine pentru Sergiu. Vedem multe acțiuni ale Chiajnei pe această parte stângă. Radu în care o șut pe lângă poartă. Un șut paralel cu poarta. Se pare că mingea a ieșit în out de margine. Avem pauză de hidratare. Prima pauză de hidratare a acestei partide vine în minutul 18. Sunt 27 de grade aici la Bradu. Chiar 28. Rea jocul între timp, greșește Nicolas. Repunere pentru Ilfoveni. Trebuie să fim atenți la această fază, îndepărtează pericolul acolo. Rareș. A greșit Dragomir, dar Adriano
nu a reușit să profite de greșeala capitanului de la Concordia Chiajna. Alex joacă scurt. Scanează terenul jucătorul Chiajnei. Mingea din nou la Dragomir. Sergiu încearcă din prima spre Darius. Faultat Andrei din spate de Lucian. Lucian primește avertisment. Mihnea pentru Rareș. Rareș spre Stan. Stan și Dragomir în duel. Se fluieră fault la jucătorul nostru. A fost faultul lui Darius Stan. S-a urcat aici Rareș în cârca lui Alexandru Dinache. Execută Darius această lovitură liberă. Întoarce până la Moise. Moise pentru Lucian. Lucian joacă în centru. Recuperăm. Minge spre Mihnea. Este Mihnea, este Andrei. Protejează bine Eduard. Un picior cam sus ridicat acolo de jucătorul nostru. Câștigă metrica la rugby jucătorii Chiajnei. Adriano, faultat din spate de Eduard. Ivan. Adriano, pierde Adriano. Darius, exterior. Exterior acolo. Se pare că mingea nu a ieșit. Adriano, să vedem ce va face Alexandru. Se complică acolo, dar până la urmă scoate mingea la Dragomir. Dragomir minge în centru spre Rădulescu. Greșește Constantina. Însă greșește și jucătorul nostru. Dragomir. Constantina. Din nou Constantina a încercat să-l găsească pe Vasile. Le punem de la margine prin Nicolas. Nicolas joacă în centru. Rareș. Stan întoarce până la Wagner. Nedegajarea lui Wagner spre Eric. Eric aproape de o preluare spectaculoasă. Prinde Dragomir în mingea în teren.
Alexandru. Faultat acolo Eduard. Am trecut de jumătatea primei reprize, în continuare 0-0 între FC Argeș și Concordia Chiajna. Ține Dragomir mingea în teren aproape Eric. Să profite de greșeala lui Dragomir. Minge în centru la Darius. Darius joacă pentru Constantina. Recuperează Andrei. Andrei Manolo aproape. Minge spre Vasile. Fire punere pentru FC Argeș. Până acum rămânem doar cu acea ocazie a lui Adriano din minutul 17. Gajează Wagner. Mihnea. Perează din Ocheajna. Constantina pentru Darius. Atenție la această fază. Se ridică Fanionul la poziția lui Dinache. Arbitre, vezi, bă, uite de pe tot terenul. Respinge Moise în afara terenului și va fi repunere pentru FC Argeș. Spuneam, ieri au debutat și formațiile Under 15 și Under 16. Ambele au jucat contra celor de la Dinamo. Formația Under 15 s-a impus cu scorul de 11-0. Pe partea cealaltă, Under 16 le-a pierdut cu scorul de 3-1. Sergiu. Respinge Darius. Eric joacă în centru. Radu a încercat să-l găsească acolo pe Mihnea. Vedem, Mihnea a schimbat flancurile. A trecut de pe stânga pe dreapta. Alexandru, degajare. S-a grăbit aici puțin Mihai, dar nu-i nimic. Sfătui jucătorii formației noastre de Florin Drăgușin să pună mai mult mingea jos. Dragomir. Stan. Eric îndel cu Sergiu. Eric îl așteaptă pe Darius. Aut pentru FC Argeș. Pune Darius. Eric. A apărut o mână acolo a lui Sergiu. Pune Sergiu spre Dinache. Andrei. Bună preluare lui Mihnea. Deposedat de Radu. Andrei, între doi jucători, e deposedat de Constantina. Bogdan Constantina greșește pasa. Foarte bun pressingul formației noastre. Se cere golul din tribună. Minutul 30 al primei reprize. Câștigăm metrica la rugby și noi. Pune Darius, cere mingea Eric, îl are în spate pe Sergiu, încearcă Eric acolo o piruietă,
Dragomir, bun dribblingul în fața lui Eric. Sergio. Dragomir. Pressingul lui Adriano. Recuperăm din nou mingea. Mihnea. Mihnea faultat de Sergio. Deci intrarea lui Andrei și să vedem, va fi doar repunere din 6 metri, a încercat acolo Mihai o reluare. Urcă Eduard, îl caută pe Dinache. Respinge Mihai. Va repune Vasile de la margine. Mihnea. Nu se dă nimic la această fază și o șansă de contraatac. Mihnea pentru Andrei. Andrei încearcă din prima spre Iosifescu. Alexandru. Așa că pentru Eduard. Dinache. Dinache spre Vasile. Și o nouă pauză de hidratare. Se reia jocul după cea de-a doua pauză de hidratare. Eric. Mihnea. Mihnea spre Adriano, respinge Dragomir. Dragomir, Mihnea. Mihnea. Și ca să-l găsească pe Adriano, dar s-a întrebus acolo Eduard. Andrei, recuperează Sergio. Darius a încercat acolo o piruetă, dar a fost deposedat. Minge la margine spre Eric. Eric, în duelul său cu Sergio, încearcă Eric un dribbling. Trece Eric, vine centrarea lui Eric. La bara a doua, respinge Eddie. Mihnea încearcă să pună mingea jos. Se respinge din nou. Și șansă bună pentru FC Argeș. Eric pasă în careu spre Adriano. Rareș aproape să greșească în fața lui Darius, dar până la urmă iese
iese bine pentru formația noastră. Darius. A fi o nouă aruncare de la margine pentru FC Argeș. O greșeală aici. Dinache. Trece Dinache. Supărat Dinache pe propriul coechipier că nu-l ajută acolo. Sergiu, bună combinația cu Edi. Din nou Sergiu. Darius a încercat să-l găsească cu această pasă pe Andrei. Nu prea s-a văzut șeptarul echipei ilfovene. Cred că este cel mai micuț de pe teren. Dragomir. Foarte bine Rareș acolo în fața lui Radu. Operează Sergiu. Stan pentru Manole. Greșește din nou Dragomir. Manole în careu. Șut! Alexandru prinde în doi timp. O nouă ocazie pentru Adriano. Minutul 37. A doua șansă a lui Adriano din această partidă. Poate a treia oară va fi cu noroc. Faultat aici Lucian. Dragomir. Dragomir joacă la margine până la Vasile. Vasile combină cu Lucian. Darius. Respinge bine Mihai. Vedem Concordia, a mai echilibrat jocul. După începutul promițător de partidă al formației noastre. Pune Eduard. Sergiu. Sare mingea la Dinache. Dinache. Câteva caramboluri favorabile. Vine o încercare de șut de la distanță al lui Eduard. Darius, pentru Vasile. Nu este Vasile, este acolo Andrei Donea, jucătorul cu numărul 7. Minge spre Stan, vine din spate Radu. Stan încearcă să treacă de Dragomir și scoate lovitura liberă. Și primul cartonaș galben al acestei partide este văzut de Marian Dragomir. În minutul 40. Să vedem cine va executa această lovitură liberă. Se pregătește să execute capitanul echipei noastre această lovitură liberă. Andrei Iosivescu. Aoleu, dar dați-o mai dur.
zi din trei jucătorii al Ilfovenilor. Să vedem dacă va centra Andrei sau va șuta direct. E șut direct, dar prinde Alexandru. Mergează Alexandru spre Darius. Stan. A cerut acolo Darius un help, dar mingea a ricoșat în mână lui Darius din cap. Andrei, bună, pasă spre Eric. Eric intră în careu, Eric centrează pe jos. Respinge Dragomir. Din nou presiune la poarta Chiajnei. Vine șutul lui Mihai de la mare distanță pe lângă poartă. Eduard pentru Dinache. Recuperează Mihnea. Mihnea scapă de Dinache. Vine centrarea lui Mihnea spre Adriano. Respinge Dragomir. Vine din spate Andrei. Șut foarte bun al lui Andrei, dar prinde Alexandru. Un nou șut pe poartă pentru FC Argeș. Greșește Stan aici. Mai avem 3 minute din timpul regulamentar. Vom avea și prelungiri cu siguranță. Stan pentru Eric. Eric scapă din nou de Sergiu. Eric vine cu centrarea, preluarea lui Manole. Andrei, șut în blocaj. Mihnea. Nicolas, faultat de Andrei. Nicolas. Greșește acolo. Corner pentru FC Argeș. Și tură de cap blocată și este offside la decarul nostru Mihnea. Degajează Alexandru. Radu, Sergiu, Darius nu ajunge la acest balon, iar Rareș trimite în afara terenului. Recuperează Nicolas din fața lui Andrei. Pasă în adâncime a lui Andrei spre Eric. Eric Candel cu Dragomir, protejează bine capitanul echipei și este corner pentru FC Argeș. Foarte bună presiunea lui Eric. Execută din nou Mihnea această lovitură de colț.
Bate Mihnea la prima bară, se respinge mingea și șut peste poartă al lui Eric. 2 minute de prelungiri pentru această primă repriză. Radu, bună preluare. Radu spre Andrei. Stă bine Nicolas. Le pune Vasile spre Dinache. Foarte bine, foarte bine Mihai. Darius. Respingem. Vedem Chiajna termină în ofensivă această prima repriză. Darius. Mingea de la Mihai ajunge în brațele lui Wagner. A șomat portarul nostru în această prima repriză. Spinge Sergiu din fața lui Eric. Darius. Cercat acolo să treacă de Radu. Le pune Sergiu din Achendur cu Stan. Areș. Eduard. Recuperează Radu la mijlocul terenului. Va fi ultima fază a primei reprize. Și Adrianu! Pe lângă poartă. Se termină prima repriză, 0-0 la pauză între FC Argeș și Concordia Chiajna.
Am revenit la Bradu cu repriza secundă dintre FC Argeș și Concordia Chiajna, 0-0 la pauză între cele două echipe. Între timp, ilfovenii au efectuat și o primă schimbare. Iată aici un șut de la distanță. Așadar, în această repriză, Chiajna evoluează în următoarea formulă. În poartă Alexandru Berci, jucători de câmp Marian Dragomir, Andrei Donea, Popescu, Sergiu, Radu Andrei, Alexandru Dinache, Vasile Eduard, Iacovescu, Lucian Eduard, Moise, Constantina Bogdan și noul intrat Simionescu Horia. De partea cealaltă, FC Argeș evoluează în poartă cu Wagner, jucători de câmp Iosifescu Andrei, Darius Stan, Nicolas Văduva Rare și Ivan Văduva Radu, Ionica Mihnea, Eric Nistor, Coarnă Mihai, Ionel Andrei și Adriano Manole. Foarte bun pressingul lui Adi, autorul celor mai mari ocazii din prima repriză pentru FC Argeș. Un fault aici. Va fi lovitură liberă pentru echipa noastră. Între timp avem și un rezultat final din această etapă, dar să vedem acțiunea lui Nicolas. Nicolas e deposedat. Andrei. Nicolas, faultat de Radu. Spuneam, avem și un rezultat final din această etapă. CSA Steaua a reușit să se impună cu scorul de 7-0 în fața formației ACS Sporting București. Celelalte meciuri ale seriei sunt LPS Buzău Dinamo, Petrolul Rapid, Poliaș Farul și FCSB Voluntari. În etapa următoare, echipa noastră se va deplasa în Giulești pentru confruntarea cu Rapid. De partea cealaltă, Concordia Chiajna va juca pe teren propriu contra celor de la FCSB. Recuperează Văduva. Spuneam, doi frați gemeni în echipa noastră. Este vorba de Văduva Nicolaț și de Radu Văduva, jucătorii cu numerele 70, respectiv 5. Minge spre Stan. Stan pentru Eric. De data aceasta stă bine Sergio. Va fi repunere pentru FC Argeș. Nu uitați, diseară la Pitești Arena, echipa României Under 16 dispută finala mică a turneului, a campionatului european, de fapt, împotriva Georgiei. Așadar, vă așteptăm un număr cât mai mare. Intrarea este liberă. De la ora 20:30 este și finala mare între Bulgaria și Croația. Iar peste două săptămâni la Pitești Arena avem Final Four-ul Supercupei României la handbal, unde vor juca CSM București, Rapid. Oh, ce ocazie! Ce ocazie are aici jucătorul cu numărul 9 al nostru. Este vorba de Ionel Andrei. Spuneam, vom mai avea peste două săptămâni Final Four-ul Supercupei României la handbal feminin, unde vor juca CSM București, Rapid, CSM Târgu Jiu și Baia Mare. Punere pentru FC Argeș. Mâine avem și derbiul județului contra celor de la CS Mioveni, cu începere de la ora 17:30. Iar joi avem debutul în Cupa României în fața celor de la Vedița Colonești. Meciul se va desfășura tot de la ora 17:30 pe stadionul Mircea Stan. FC Argeș va avea meciul din 3 în 3 zile. Jucăm luni, vom juca joi și vom juca și duminică contra nou promovatei de la CS Tunari.
Un program foarte încărcat pentru echipa noastră în acest start de sezon. Repun Ilfoveni. Greșește Darius. Se pare că nu, el este cel care a ieșit. Horia. Se pare că jucătorul înlocuit a fost Alexandru Dinache. Noarul Ilfovenilor. Mingenat în cime. Dragomir pentru Horia. Horia faultat de Radu. Foarte bine Stan acolo. Iosifescu. Pasă spre Mihnea, dar nu mai ajunge acolo Adriano. Cât să alerge și el. Nu a fost Mihnea, a fost Eric acolo. Sergiu. Se pare că și Dinache este în teren. Cred că a ieșit jucătorul cu numărul 7 până la urmă, da? Andrei Donea. Cei de la Chindia au schimbat sistemul, au trecut de la un 4-2-3-1 la un 4-4-2 cu Dinache și Horia în atac. Cei de la Chiajna, mă scuzați, am zis în greșit Chindia. Dragomir. Sergiu întoarce spre Dragomir, aproape Adriano, să profite de greșeala capitanului Dragomir. Respinge Rareș. Atenție. Nicolas nu se complică și trimite mingea în aut de margine. Adriano. Gajează Alexandru în direcția lui Vasile. Horia, bună pasă din prima spre Radu. Însă a fost prea lungă această execuție. Vedem, parcă au ieșit mai motivați de la cabine jucătorii antrenați de Claudiu Ionescu. Cuperează Constantina, mingea la Vasile. Vasile pasă în centru pentru Alexandru, care încearcă un șut. Respinge Mihai. Andrei. Din nou recuperează Ilfoveni. Greșește. A greșit acolo Vasile, a recuperat Adriano. Atenție aici, atenție aici. Joacă bă fotbal! Fost faultul lui Eduard Moise. Și Eduard și Adriano au primit cartonașe galbene. Execută Ionel Andrei această lovitură liberă pentru echipa noastră. Așteaptă Andrei Furelul arbitrului, vine acum, vine centrarea, e bună, lovitură de cap pe lângă poartă, a fost lovitura de cap a lui Eric Nistor. Ajează Alexandru, respinge bine Rareș, îl sare mingea pe Andrei,
Radu. Radu. Venim mingea în fața lui Nicolas. Aici e faulta de Radu. Vedem cei de la Chiajna intră puțin cam dur. Exact cum au făcut și cei de la U19. Bate Mihai. Respinge Dragomir. Horia. Recuperează Iosifescu și este faultat la mijlocul terenului. Capitanul formației noastre. Radu bate repede până la Mihai. Se resimte Iosifescu. Prinde Wagner și în acest moment a trebuit să se oprească meciul. Se resimte capitanul nostru. Sperăm să nu fie ceva grav. Lovit la genunchi. Cred că a dat genunchi în genunchi acolo. Andrei cu jucătorul Chiajnei. Se ridică Andrei până la urmă. Sunt schimbări la Concordia. A ieșit Bogdan Constantina, a intrat Constantinescu Robert și va ieși și jucătorul cu numărul 11. Este vorba de Radu Iacob și intră jucătorul cu numărul 17, Pantale Petre. Așadar, dublă schimbare la Concordia Chiajna. Pierde Adriano în fața lui Darius. Suntem aproape de prima oră de joc a acestei partide, în continuare 0-0 între FC Argeș și Concordia. Nu reușește acolo noul intrat Petre să țină mingea în teren. Mingea la văduva Radu, șut pe lângă poartă. Încurajat Radu de pe margine. Bine, Ilfoveni, mingea la Robert, faulta Robert. Și a revenit și capitanul nostru între timp. Ne bucurăm că nu este ceva grav. Mingea lui Dragomir spre Vasile. A fi minge pentru FC Argeș. Dar înainte de o nouă pauză de hidratare. Mm-hmm.
Se reia jocul cu repunere de la margine pentru FC Argeș. Se va repeta această repunere. Repune Nicolas. Nicolas se respinge acolo, a respins Vasile, Mihnea pentru Stan, nu iese preluarea doiarului nostru. Fanii prezenți încearcă din nou să-și facă simțită prezența. Dragomir pentru Sergiu. Mingea ajunge la Dinache. Din nou Sergiu, vine centrarea, respinge Rareș. Greșește Eric. A încercat să paseze în zona lui Adriano. Lung de linie al lui Nicolas până la Andrei, faultat aici de Vasile. Până acum antrenorul nostru nu face nicio schimbare. Are încredere în primul 11 trimis pe teren. Spuneam și în prima repriză, FC Argeș este neînvinsă. A fost neînvinsă în amicale. A făcut 2-2 cu Rapidul și a reușit să învingă Universitatea Craiova cu scorul de 6-4. Prinde Alexandru. Dacă în prima repriză am reușit să ducem mingea în careul advers, vedem în această repriză secundă schimbarea tactică a antrenorului Concordiei. Dă roade până în acest moment. Sergiu a primit de la Moise. Dragomir, se bate bine acolo Mihnea, însă mingea revine capitanului Concordiei. Repune Sergiu. Sergiu, trebuie să fim atenți aici, Horia. Mingea ajunge la Darius. Darius încearcă o pasă pe sus și atenție aici. Se ridică Fanionul. Mingea intră în poartă, dar este offside la poziția lui Dinache. Minutul 65 al acestei partide. Angajează Wagner. Foarte bine, foarte bine Mihnea. Darius capă de Radu. Darius, bună pasă, vine șutul și până la urmă este gol. Marchează Concordia Chiajna, contrar cursului jocului, marchează Constantinescu Robert. Iată ce inspirație a antrenorului. Minutul 65. Practic la prima ocazie, Concordia reușește să deschidă scorul. Să vedem replica formației noastre. Iosifescu. Cerca să-l caute pe Eric. Greșește și Ilfoveni. Eric îl așteaptă pe Darius. Se execute autoul. Vine centrarea lui Darius spre Adriano. Iese Alexandru. Alexandru joacă la Moise. Din nou Alexandru. Degajarea în zona lui Horia. Respinge Stan. Dragomir. Scapă ușor acolo de Mihnea. S-a eliminat ușor din joc de carul nostru. Bună verticalizare aici spre Vasile.
Atenție, vine centrarea, respinge Mihai. La FC Argeș, spre margine, se pregătește o primă schimbare. Faultat Eric de Darius. Se resimte Eric. Să vedem cine va fi cel intrat pe teren la FC Argeș. Va intra jucătorul cu numărul 30. Este vorba de Andrei Ștefan. Și este Iosifescu Andrei, jucătorul cu numărul 8. Alexandru scoate o aruncare de la margine. Sergiu, atenție, încă o minge pierdută. Depune Stan. Greșește. Greșește Dinache. Dinache pierde posesia. Repune acela Stan. Stan. E bună repunerea spre noul intrat Andrei. Radu, Rareș, faultează Dragomir, a fost un duel al cinciarilor. Dragomir trebuie să fie atent pentru că are deja un galben primit în prima repriză. Lovitură liberă pentru FC Argeș și așează acolo mingea Rareș Ivan. Să-l vedem pe fundașul nostru central cum va executa această lovitură liberă. Ivan alege să centreze. Și-a căutat cu echipierul din apărare pe Mihai. Aici greșește în fața lui Dinache. Dinache ține mingea în teren. Horia trebuie să faulteze și asta face Ivan. Încearcă Concordia să bată repede. A oprit acolo Radu. Dragomir pierde în fața lui Eric. Și este o șansă bună pentru FC Argeș. Vine șutul Eric deviat. Radu. Ștefan greșește. Dinache în duel cu Stan. Foarte bine Rareș. Dragomir, Horia, atenție la această fază, Dinache, intră în careu Dinache în duel cu Mihai, încearcă să protejeze Dinache, scoate mingea la Horia, dar foarte bine vine Radu și acoperă acea zonă. Sergiu trimite mingea departe. Minutul 72 al partidei. Robert, marcatorul golului.
încerca să trimită pe spate. Mingea ajunge la Wagner. Mihnea. Poseda Ștefan. Recuperează Văduva din fața lui Dinache. Reprimește Văduva, urcă fundașul stânga al formației noastre. Văduva 1-1 cu Vasile. Vine Andrei din spate. Andrei poate centra. Blocat acolo de doi jucători ai Concordiei și scoate o lovitură de colț. Execută Mihnea această lovitură de colț. Mihnea pe bara a doua, iese Alexandru. Ne revine mingea, Ștefan, poate șuta Ștefan. O face în blocajul lui Robert. Moise, Horia, Darius. Se ridică Fanionul la poziția lui Horia. Încep crampele și se mai pregătește încă o schimbare la Concordia. Va intra jucătorul cu... Se pare că abia acum va intra Pantale. A ieșit Pantale și a ieșit jucătorul cu numărul 9, Alexandru Dinache. Manolo pierde duelul aerian. Nicolas, Wagner, Dragomir. Se pare că a intrat și jucătorul cu numărul 14 la Chindia, la Concordia. A intrat Andrei, Lopata Andrei. Dragomir a fost trecut din fundaș central, mijlocaș defensiv. Nicolas, der cu Pantale. Nicolas, pentru Andrei. Andrei îl sare din mingea pe Dragomir. Întoarce noul intrat Andrei Lopată până la propriul portar, care greșește degajarea și va fi repunere de la margine pentru FC Argeș. O nouă schimbare și la formația noastră. Este și pauză de hidratare între timp. Se pare că va fi schimbat jucătorul cu numărul 7, Eric. Vedem imediat cine intră. Thank you.
pare că până la urmă nu Eric este cel schimbat. Se pare că a ieșit Darius. Darius Stan așadar, schimbat de jucătorul cu numărul 3, Comănescu Ionuț. Schimbare post pe post. Aproximativ 20 de minute la dispoziție pentru FC Argeș, cu tot cu prelungiri pentru a reuși să revină în această partidă. Andrei faultat. Arbitru lasă jocul să continue. Se pare că Eric a schimbat cu Ionuț. Nu, se pare că n-a ieșit. Se pare că n-a ieșit Darius. Se ridică fanionul de la margine. Se pare că Eric a trecut la mijloc. Darius a trecut din fundaș mijlocaș, iar Ionuț a trecut, iar Ionuț a intrat fundaș și dreapta. Darius nu reușește aici să centreze. Oh, ce faul dur aici. Se cere roșu și este cartonaș roșu. Cartonaș roșu încasat. Cartonaș roșu încasat de FC Argeș în acest minut 79. Radu Vădova este cel care a încasat acest cartonaș roșu. Așadar, de minutul 79, FC Argeș rămâne în inferioritate numerică. Va fi din ce în ce mai greu pentru FC Argeș să revină pe tabelă. O nouă intrare dură. Se dă fault. A fost intrarea lui Eric asupra lui Eduard Moise. Moise joacă pentru Robert. Din nou Edi. Horia pentru Pantale. Vine centrarea lui Pantale. Respinge Mihai. Recuperează Robert. Același Pantale, o nouă centrare, vine șutul deviat și va fi corner. Nu, până la urmă este doar repunere din colțul careului de 6 metri. Repune Wagner. Respins acolo pentru Concordia Lucian. Din nou Wagner. Andrei. Faultat din spate de Vasile. Bate Mihai. Această lovitură liberă. Lung. Darius câștigă duelul. Mingea în careu la Adriano. Adriano, bară și Eric, gol! Eric! 1-1, gol norocos marcat de echipa noastră. S-a bătut bine Adriano. Minutul 82 al partidei.
Eric Nistor restabilește egalitatea. Să vedem cum vor gestiona ilfovenii acest final de partidă. Spuneam, sunt în superioritate numerică. După ce jucătorul nostru Nicolas văduvă Radu a văzut cartonașul roșu în urmă cu doar câteva minute. Schimbare la Chiajna. Iese Sergiu și intră jucătorul cu numărul 16, Bădițescu Constantin. Ultima schimbare, așadar, la Concordia. Punere din 6 metri pentru FC Argeș. Am văzut ieri o revenire asemănătoare în finala Cupei Arabiei, atunci când Al Nassr a reușit să întoarcă cu om în minus și să câștige cei drept în prelungiri contra celor de la Al Hilal. Pregătește și antrenorul nostru o nouă schimbare. Să vedem cine va fi jucătorul sacrificat. Atenție aici, Dragomir! Wagner greșește! Mingea intră în poartă, dar se ridică de la margine Fanionul. A greșit acolo Wagner. Trebuie să fie mai atent portarul nostru. Nu mai lăsa pe teren acolo. Dă-i afară! Eric 1-1 cu Vasile. Eric este ajutat de Nicolas. Nicolas încearcă acțiune pe compropriu. Da, repunere în colțul careului. Minutul 86. Și spuneam că FC Argeș mai pregătește o nouă schimbare care se va efectua imediat. Mingea lovește în spate pe Ionuț. Rare și îndepărtează pericolul. Darius, bună verticalizare. Mingea în centru la Dragomir încearcă din nou de la distanță de această dată. Șutează slab pe lângă poartă. Și iată și schimbarea la FC Argeș. Iese jucătorul cu numărul 9, Ionel Andrei. A ieșit Ionel Andrei și să vedem imediat cine intră. Cred că a intrat jucătorul cu numărul 24, David Mălurică. Încearcă antrenorul nostru să conserve acest rezultat de 1-1. Trimițând în teren încă un fundaș central. Oh, atenție aici. David. Nu, n-a intrat David Mălurică, a intrat jucătorul cu numărul 6. A intrat Daniel Vișa. Nicolas. Până la Ivan. Ivan trimite la Wagner.
Vișa joacă pentru Ionuț. Ionuț în centru pentru Rare și Rare și încearcă să trimite din prima lui Adriano. Faultat aici. Jucătorul nostru. Trat în minutul 88 al partidei. La viitoare liberă pentru FC Argeș. Se pregătește să execute Comănescu Ionuț. Nu respectă jucătorul Concordiei distanța regulamentară. Până la urmă se execută această lovitură liberă, bate Ionuț, Vișa n-a reușit să reia și este situație periculoasă pentru poarta noastră, contraatac pentru Concordia. A greșit acolo Pantală, Robert deposedat de Ionuț, se cere oprirea jocului. Se execută această aruncare de la margine. Trebuie să fie atent Mihai, vine în ajutor Rareș, a fi corner pentru Concordia. Când am intrat în ultimul minut al acestei partide, să vedem câte minute de prelungiri va acorda arbitrul pentru această repriză secundă. Sunt surprinși jucătorii noștri, a fost centrarea lui Darius, mingea-i revine. Darius, centrare și apără Wagner, nu? Până la urmă este 2-1 pentru Concordia Chiajna. A marcat capitanul ilfovenilor, Marian Dragomir. În minutul 90. În acest moment se repetă rezultatul de mai devreme, atunci când Chiajna a învins cu scorul de 2-1 în Liga Elitelor de Tineret. Să vedem dacă mai avem forță pe acest final. A fost centrarea lui Ștefan. Darius îndel cu Rareș. A fi mingea noastră. A greșit acolo repunerea Ionuț. 5 minute de prelungiri pentru această repriză secundă. Vedem, practic, au fost două meciuri la Indigo, 0-0 la pauză în ambele și iar apoi în repriza secundă s-au marcat toate golurile. Nicolas, îl are pe Ștefan lângă el, Nicolas, Pantală pentru Horia, scapă de un jucător de-al nostru, îi pasează lui Dragomir, pasă spre Darius. Vedem, Darius reușește să ajungă primul la minge în fața lui Ionuț, chiar dacă jucătorul nostru este mai proaspăt din punct de vedere fizic. Engajează Wagner, Dragomir, Robert pentru Dragomir, combină la această fază marcatorii celor de la Concordia Chiajna. Horia, supărați antrenorii echipei noastre pe faptul că acuză faptul că cei de la Concordia au bătut autul greșit. Pantală, centrare pe jos și un luft! Luftul lui Horia. Putea închide meciul aici, Horia.
La 3-1 conturile erau încheiate, iar cele 3 puncte erau la cei din Chiajna. Mihai, respinge Moise, recuperăm, Manolo a fost izolat în această repriză secundă, i-au prins frica ilfovenii după ce în prima repriză a ratat 3 ocazii uriașe. Execută Ștefan. Execută Ștefan această lovitură liberă. Vine centrarea respinsă de primul jucător al Concordiei și poate fi contraatac periculos. Vasile pentru Darius. Darius, mingea ricoșează la Horia, pasă în careu și apără Wagner. Dar până la urmă este 3-1 pentru Concordia Chiajna. Vom vedea imediat cine a marcat. Marcat jucătorul cu numărul 14, este vorba de Andrei Lopată. Spuneam, foarte inspirat antrenorul Concordiei. Doi noi intrați au reușit să marcheze în această partidă. Din păcate, rămânem doar cu victoria la Under 15. Darius, blocat de Rareș. Mingea aia revine lui Darius. Darius de la distanță pe lângă poartă. Și avem final de meci. Concordia Chiajna se impune cu scorul de 3-1 în această partidă din Liga Elitelor Under 17.